Salut, bine ați venit. Vorbesc despre categorii. Despre categorii. Și metafizică. Filosofie la cafea, zic, am aici o cafea mereu. Așa procedez eu. Și canalul meu de filosofie. Acum vorbesc despre categoriile intelectului. Dacă le vedeți în ordine, așa să le numesc. Categoriile intelectului. 1, 2, 3. Așa. Deci care sunt? Eu zic că chiar este la o latitudine personală la un moment dat. Să le alegi, să vezi care cum derivă. René Descartes ajunge prin îndoială la o certitudine, la o, dacă vede. Depinde pe ce procedeu ajungi. Eu cred că elementele, aici de obicei a pornit Mannheim-ul științific. Elementele lui să mintă că se surprinde într-o formă lui Euclid. Să mintă că se surprinde într-o formă derivabilă prin expert. Ce o fi dat cuvintele astea? Că au uitat dubitoci. Asta elemente, dacă vrei ca să înțelegi niște noțiuni, niște, că ei nu făceau distinția, le pui pe astea primele, zici. Dacă iei o linie și spui ce e linia. Ca un element al gândirii, zice, dar nu derivă, că de-aia nu înțeleg copiii matematică. Că intelectul nu e așa cum a zis, ca să Euclid, dar e așa să pretind, că nești, dacă nu mai știu rațiunea, nu mai cunosc, e așa pretind. Dar nu e vina lor, că și filosofi mari greșeau. S-au lăsat păcălit de Euclid, cum ar veni. Dar Euclid n-a vrut să păcălească pe nimeni, decât ei au mușcat. Au zis că așa e știința. Asta cred că vedeți că are legătură cu categoriile. Care sunt și cum le pui? În ce lanț de elemente? În ce fel de tabel? Deci că spune Kant. De ce? Ca să derivate de chestiile logice, care particular, general, la, știi? Că așa face. Dacă spui, linia este, ca la Euclid, da? Linia este un obiect cu lungime, dar fără grosime. Păi nu există așa ceva. Cum adică? Păi nu există. Și realizezi că trebuie să știi conceptual ce e lungimea și presupui continuum și discontinuum. Continuum și discontinuum, că dacă și acesta și altul ca categorii. Tocmai dacă de asta începe Platon să arate că așa operează intelectul, că le surprinde pe el, nu mai interesa că era matematician, bă, dau și elemente și după aia, vă arăt și eu cum derivă. Așa o pretenție a teoremelor, lemelor și, bă, și le recită a priori, cum spune Kant, dacă Kant spune, dar el a uitat total, bă, cât de mincinoasă e lumea asta, te doare mintea în casul de scoș. Dacă spune Kant că judecățile matematice sintetice a priori le înveți pe de rost, cum am venit. 7 plus 5 egal 12. Nu e deloc conținut subiectul. E o judecată sintetică. Dar uitat ăștia total. Păi dacă ți arată Kant, n-a mai putut să-l înțeleagă pe Kant. Clar. Și după aia a început să o dea în baza conii. Că e chiar a închis într-un monument extraordinar de judecată Kant. Și n-a mai putut de la el. Că el chiar mergea să arate corect că se poate arăta adevărul unei metafizici cumva. Și n-au mai înțeles. După aia au zis și au vrut ei. Deci este sintetică a priori. Asta se întreabă cam cum sunt posibile judecățile sintetice a priori. Asta de-aia e uitat. Și ca prezenta niște elemente, niște înlănțuiri, zici, lemă, teoremă. Deci nu e clar copii din lemă, teoremă. Nu e deloc, dar dacă ei mint, le învață pe de rost ei, dar ei nu realizează că intelectul n-are o formă de derivare că vor ei. De care? Ce, cum e intelectul? Inductiv și deductiv și atac că vor ei? Și ce înseamnă lucrurile astea? Numai filosofia ar putea să mai înțeleg ce ne zic. La cât de inculturală a ajuns lumea asta. Deci când spui o linie,
realizați că presupuse toate conceptele intelectului și e fals să spui că e self-evident, că aici au distrus credința, conceptul de credință. Pentru că dacă n-ai avea categoriile la care le enunță Platon deja pe vremea aia, să arate că nu e chiar adevărat ce zice ăsta cu elementele geometrice. Dar vezi cum lumea nu prinde tot de-a lungul timpului, decât unii. Platon deja a zis, dar cu 2400 de ani, l-ați ascultat măcar pe Platon, l-ați înțeles. Când trebuie să spargi o linie mentală, folosești toate categoriile intelectului, ca totalitate. Iei linia aceasta, e toată care e, sau îi mai lipsește ceva. A o surprinde. Și să nu spuneți că vorbesc prostii, că ei știau lucrurile astea, că se băteau între... Cum surprinzi realitatea? Curge ca un flux universal, nu poți să pui mintea pe ea. Și de asta să bat și ei, care, bă, nu se poate, să gândim cumva, să vedem. Nu, avem conceptul de totalitate, închidem intelectul, facem lucrurile astea. Asta și Aristotel, că și ei săraci aveau probleme. Ca să le spargă mintea, ca oricine, oricând. Dar ăștia mint. Deci când spui această linie, ai conceptul categorial de acesta, de identifica. Da, o identifica, a fi identică cu sine, egală cu sine. Deci faci și egalitatea care ca și la Platon apare. Măcar că vă spun că sunt categorii la Platon, genul. Egalitatea sau a fi identic cu sine apare ca categorie, care și cred că este. Când spui acest obiect, nu numai că spui acest obiect, e identic cu sine. Și cum concentrezi mintea ca monolit spre obiect? Spre unitatea lui, că e unic. Este o unitate închisă. E și o totalitate, că este o totalitate acestei unități. Acest obiect care nu e altul și e identic cu sine. Poate să-i la plată măcar, genul ăsta, dar rațional. Vedeți? Și pe cum le desprinzi? Că vrea ca am zice, prima oară stă acesta, a doua oară stă, vezi? Dar dacă te gândești la o linie matematică, arăți că mai multe lucruri sunt programate a priori în intelect. Conceptul de continuu și discontinu. Spui, e continuă, sare găuri în ea. E ruptă. Dar dacă n-ai avea nici conceptul de discontinu, să lipește de acesta, spui acest punct, ălălalt, acest loc aici, în linie. Și îl identifici. Și cumva decupajul îți arată că intelectul are abilitatea duală de continuitate și de discontinuitate, de a închide obiectul și al băga într-o continuitate. Închide punctul în ideea de discontinu, îl identifică acesta, îl face egal cu sine intelectul, acest obiect, acest punct, și îl bagă și într-o continuitate. Și continuu nu se poate deduce din discontinu. Sunt două categorii diferite ale intelectului. Una care zici că merge continuu, infinit cumva, într-un lanț infinit, și una care rupe și identifică. Și nu poți deloc să le derivi. Ca și cum spui derivi acesta din egalitate? Nu. Depinde cum te uiți. E un monolit al intelectului infinit. Și cum îl întorci pe o parte și pe alta și te uiți la el. Deci că sunt atomi de gândire și intelectul devine programat. Procedeele care nu mai am spus eu că nu i-a mai deranjat. Empiriștii se chinuiau să le derive din experiențe, prin niște cuvinte, datele senzoriale, abstractizări ale simțurilor. Și cum au uitat toți filosofia au nebunit. Au nebunit toți, total. Și poate David și Dumnezeu de asta a ținut, că a ținut la om, la rațiunea lui. A arătat și programul. Dar vedeți de bun e Dumnezeu, că vezi să-l programezi. Suplimentar la nivelul cuvintelor. El de acolo trebuie activat. Asta e și apriorismul lui Kant. Și de asta și mintea ăștia că vine din empiric. Cuvântul, cum a zis la Sfântul Vasile, e în om, dar cum e? Că acolo nu e o limbă care lovește un aer și nu știu ce, în suflet totuși e o manifestare, poate chiar temporală, poate. Cine știe cum? Cine mai știe cum lucrurile astea? Deci, cuvântul când vorbește Dumnezeu, zici că Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, normal că nu e lovit prin aer, așa vorbește doar la Sfântul Vasile. Deci cuvântul, chiar dacă este ca o categorie conceptuală, cum se află în intelect lucrurile astea de spațiu, timp și categoriile astea. Dar pretinde că le scoți ca din niște elemente, le pui tu într-o ordine că vrei, le pui tu că așa vrei ca să, așa.
Bă, am învățat tabelul pe de rost. Băi, tocmai asta e faza, că se învață sintetic de multe ori și ei nu știu. Pe de rost cum ar veni. Dar e pregătire, dau mari. Vine să-i prind, să-i bat, să-i trei de ăștia. Deci depinde pe ce parte te uiți la el și despre ce ai nevoie. Când a tratezi un obiect ca unitate, de ce să vezi acesta, altul, acesta? Depinde, vezi, când apare ca dintr-un folder rotativ, se oprește. Te uiți, asta trebuie, să dezlege lanțul. Lanțul e infinit, eu așa cred. Eu așa cred. Și obiectele astea sunt nedimensionale, dacă realizați ce vă spun acum. Pentru că când vorbesc de unitate nedimensională, dimensiunea este geometrică cu adevărat, dar unitatea matematică care am prezentat, infinit de infinitul, că am vorbit la infinit, e nedimensională, în sens că nu are dimensiune spațială și nici temporală. Deci cumva cuprindem conceptul de infinit, de unitate, cum am arătat la acolo așa, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, când se atinge infinitul, se întâmplă 1. Când tinde spre infinit, a zice, se întâmplă 1. Și invers, când tinde la infinit spre 0. Deci, pentru o deschidere și închiderea unui infinit. Și este infinit de infinituri, că ai mai multe linii infinit de infinituri în unitate. Ai 0,1,1, 0,1,1,2, 0,1,3 și pe alea iraționale, care n-au regulă, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 și sunt și astea infinite. După aia cu regulă, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la infinit. Și e infinit până și numărul ăsta în decimală. În unitate. Deci unitatea e infinit de infinituri. Dar e nedimensională. Deci clar ți arată că e ceva dincolo de spațiu și de timp. Că dimensiune în spațiu-timp. Dacă ar fi spațial, n-ai putea să cuprinzi decât într-un spațiu infinit conceptul de unitate. Deși a vedea numerele după aia cum le-au arătat chiar ca puncte, ca grămezi în filosofia greacă. Da, uita total așa, dar bine că e rolul meu să arăt din nou ca filosofie. Puneau ca puncte, ca boabe de porumb, de grâu, ăsta e unul. Podada e o unitate ciudată. E un bob de grâu. Păi el are mai multe lucruri înăuntru lui. Dar e o unitate. E un bob de grâu. Ce este, face un ca o unitate să fie unitate și alta să fie o unitate, e dubios, e metafizic, asta e, bă, dacă a spus, bă, e metafizic. Păi e un bob de porumb și unul de grâu. La ce le reduci? La unul? De ce le înțelegi ca unități? Și nu se sparg geometric, că fiecare are geometria lui, fiecare are compoziția lui, fiecare are așa. Deci, da, unitatea asta infinită e, și al doilea mod de reprezentare a numerelor era geometric. Să arăți o bucățică, să zici, de la 0 la 1, atât. Și de ce și ăsta nu înțeleg ei că e nedimensional? Că mental, categorial, gândești nedimensional cumva, că spui această unitate e geometrică și tot nu e dimensională. Te induce în eroare. E geometric, că te induc în eroare o grămadă de chestii. De ce e geometrică? Că e într-adevăr o unitate, e și finită, că e de la 0 la 1. Dacă înveți să o spargi, că e infinit de infinituri. Și e geometrică și aici, cum? Pe asta se întreba parmi, de-aia se întrebau, erau deștepți, bă, când realizați, erau deștepți. Da, au uitat. Erau deștepți, au uitat și au vrut ei să zică, că o zic altfel, nou, nou. Scrieți, copii. Definim. Deci nu e geometric, realizați că nu e deloc geometric, că nu e niciun fel de geometrie. Dacă spui cercul ca unitate, la fel închis în unitatea asta conceptuală, 1, un cerc, acest cerc, nu altul, vedeți? Pe orice obiect faci lucrurile astea. Dar el e geometric. Dar ai avea impresia că e dimensional, dar nu e, de ce? Pentru că dacă spui că de aici până aici e un centimetru, numești tu că e un centimetru. Dacă spui că e un inci, numești tu că e un inci. Ai o unitate conceptuală, unu. Și regile sunt generale metafizice aproape, cumva. Că le aplici pe orice fel de unitate de genul ăsta. Dar vedeți că unitatea e înțeleasă și nedimensional. Adică nu sunt toate lucrurile spațiotemporale, îți demonstrează lucrurile astea.
Și e clar că categoriile sunt ane spațiile temporale, că spațiu și timpul sunt categorii spațiu temporale ca estetica transcendentală, dar și ăstea, ca acesta. Ai nevoie de un spațiu-timp ar să identifici un acesta, ai avea impresia. Dar nu e. Dar nu e spațial și temporal și el. Să declar că nu e. De egalitatea, de exemplu, ce dimensiune are? Ce dimensiune are conceptul? Genul de egalitate, ideea, să forma. Deci care sunt ele? Care sunt categoriile? Depinde, depinde. Poți să ai un set care îți place. Mie îmi place asta, totalitate, îmi place că înțelegi ca totalitate, un obiect, nu-i lipsește nimic. Nu este și punctul totalitate, vedeți că totalitatea e nedimensională. Spui dacă îi lipsește ceva, nu e o totalitate. E o totalitate cu lipsă. Oricare ar fi concept de totalitate, punctul e ciobit. S-a spart. Punct. Dar pare ciudat, dar e și infinit. Că infinitul, dacă devine dimensional, îl măsori. Deci categoriile toate sunt și infinite. Pentru că în sensul că sunt nemăsurabile, e prost înțeles conceptul de infinit a fi măsurabil. Că dacă îl măsori, devine limitaj, devine limită. Spui 1 cm, 2 metri, 3 kg, că sunt mai multe feluri de cantități. Ca kilogram, ca viteză, ca joule, ca energie, ceva pe ceva, niște proporții. Dar când îl măsori, tocmai că devine finit. Când devine unul conceptual, e infinit. Și în felul ăsta, unitățile sunt infinite sub o formă, tocmai că sunt nedimensionale. Sunt forme de infinituri nedimensionale. Unitatea, chiar și multiplu, și totalitatea, acesta, identic, identic cu sine. Că nu poți să-l spargi. Cum tai în două identicul? Să spargi în două identicul, să rupi. Știi? E concept de identic. Acesta, cum spargi? Cum tai în două? Cu ce fierăstrău mental tai în două categoriile astea? Sunt nedimensionale, clar, dar ai putea zici sunt infinite? Dacă vezi că exact ca infinitul sub o formă, are închidere și deschidere conceptuală și nu e neapărat dimensional. De-aia am vorbit de unitate, vezi? Că nu spui o linie geometrică. Toate decimalele în unitate. Infinit. Și nu e nici temporal. Că nu numeri temporal, îl vezi ca unitate. Și îl poți împărți în două, îl poți împărți în două, tai unul pe jur, pe din două. Tai unul pe din două, dar nici împărțirea asta nu este decât metafizică. După procedeul ăsta tai ori calculator în două, tai orice în două. Pentru că e un pretext, e o chestie metafizică. Și nu este dimensional în sensul că se aplică la orice fel de dimensiune, dar scapă dimensiunii, e a priori. Și asta încercau empiriștii să arate că se derivă cumva din experiență și foloseau limbajul ăsta din simțuri, date senzoriale până așa să fac, să abstractizează să... și jocul este că e programul la nivel de cuvânt așa cum nu înțelegem noi și se transformă în cuvânt vorbit prin învățarea cuvântului. Înveți cuvântul categorie, înveți cuvântul fruct, măr și așa mai departe. Dar în mod profund cred eu că Dumnezeu vrea să ne învețe metafizică. Că vezi că lumea așezată metafizic. Multe pietre la râu. Piatra e categorie tuturor pietrelor. Fructul e categorie. Pomii sunt pe categorii. Florile sunt pe categorii. Deci omul cât învață metafizică practic în viață. De ce? Cum? Este o realitate pe care poți să o surprinzi. Vezi? Care în ea se sparge. Practic analitic, sintetic, împarță, astea de probleme. În ce feluri e rațiunea cumva? Cum judecă? Zici, inductiv, deductiv. Sunt niște chestii care le-a inventat omul, care a tăiat ca să facă niște o chestie în lucru, să facă o asta, de asta. Deci în mod profund zic că psalmii sunt, nu numai că sunt unități atomare cumva, ca o poezie întreagă a sufletului. Că dacă te gândești la logică, ai un tabel logic de implicații, conjuncții, deducții și ai eliminarea conjuncției, implicației și așa, într-un mod corect să înveți cum se implică în mod corect logic. De moment
din moment ce nu există o structurare logică a limbajului într-un mod absolut. Nu putea să apară decât într-un tabel ca o poezie categorial. Dar e și o limită, că cât de mult poți să raționezi, să zici, să începi cu o propoziție, să începi să demonstrezi ceva și să începi să înlănțuiești propoziții, cât de mult. Și îți arată că Saturn cumva până una și ca structuri. De-aia aveți și în Paraclis mai și Domnului. Sunt bucăți mici, propoziții, în care spui ceva și după aia te oprești și după aia are mai bucăți mici de rațiune, cum ar veni, pe care poți să o înveți. Și religia știu lucrurile astea, că n-a vrut să forțeze omul, cum zice Hristos, Iisus, Dumnezeu, că leagă sarcini cu a nevoie de purtat, care, știi, din cauza asta, că pare prostesc modul de prezentare a rațiunii. În Paralipsul Mașii Domnului te învață metafizică, cum să vorbești, prin propoziții scurte. Că data se întinde, care e o cantitate de rațiune, de un program, de ceva care să execute ceva a sufletului, de ceva. Dar nu am vrut ca să mai vezi, să recunoască. Și lumea nu mai dă seama. Te învață să gândești, vedeți? Te învață, Dumnezeu e cuvânt, te învață să gândești. Deci asta e al treilea video despre categorii. Deci care sunt categoriile? Poți să iei cauză, să iei efect. Eu zic că relație, unul extraordinar de important. Realizați de ce? Conceptul de relație. Sunt sute de mii de relații și reducționismul, să spui, cu o singură fel. Reducționism metafizic. E rău. Așa. Acesta, altă unitate, multiplu, jumătate, eu zic că sunt o serie de Platon, nici eu cred că sunt. Vezi că lumea are un sens matematic. De egal, de identic cu sine. De identic cu sine, a fi identic cu sine. Eu zic că sunt. Și acum le poți găsi. Nu zic că e rău să te angajezi contradictorie pueril al negru. Să-l pui pe Aristotel în contradicție cu Kant. De ce? Că e ca și cum l-ai pune pe Mozart în contradicție cu Bach. De ce? Fiecare are un fel, o metafizică a muzicii. Tu trebuie să le reunifici în alt fel, nu într-un sens contradictoriu, logic, tâmpit. Așa se uită ăștia la Biblie când citesc. Cu asta am spus, cum spune Sfântul Pavel, nu întâmplător. Ce cuvântul nostru de voi a fost da și nu? Nu, a fost numai da în Hristos. Adică indiferent că pare paradoxal, Cioran, că religia să scapă un paradoxul. Cioran o învârtea ce și am citit o carte. Ca să fie logici. Să zică că logica derivă de unde? De niște... Așa. Deși le întâlnim pe toate, zic eu, la David. Chiar și astea. Acesta este Dumnezeu. Întrebarea. Cine e Dumnezeu, afară Dumnezeu nostru? Că întrebarea e iar o chestie metafizică. David se întreabă. Se întreabă și retoric. Că cine e Dumnezeu, afară de Domn? Întrebarea fără răspuns sau cu răspuns inclus. Ca să te învețe întrebarea chiar. Mirarea. Și toate astea care se comportă ca categoriile. Până și în gramatică, vezi? Este un sens, deci, a întrebării metafizice la Dumnezeu. Te întrebi, ești curios. Și asta o pune în legătură cu Dumnezeu. Deci că cine este Dumnezeu? Deci că, adică cum, întreb rău sau de bine? Cine este ca Dumnezeu? Cine este? Că Mihail mi se pare că are un sens de întrebare. Cine este cel ce este ca Dumnezeu? Un mod ciudat, vezi că e foarte ciudat. Deci că e îngerul legii prin excelență. Și are un sens de întrebare. Și întrebarea e un răspuns suspendat, o mirare. Nu știu ce fel de lege. Asta e al treilea video despre categorii. Astea sunt categoriile. Și cu ele intelectul gândește lumea. Dar ele nu pot fi surprinse, le uiți.
Trebuie puse mereu într-un ansamblu și asta arată Platon. Trebuie să ne exersăm mereu. Asta arată, chiar spune așa exact, în vreo două, trei dialoguri. Era conștient că să pierd, trebuie puse într-o relație. Și ce înveți? Pe care filosof de preferință? Sau înveți tablou metafizic care știi sigur că e și le prezintă. Numai să le identifici. Apare începutul, apare acesta, apare întrebarea, apare, identifici. Unul este Dumnezeu. Tot felul de relații de genul ăsta apare, trebuie să vezi dacă da. Și după aia îi reții pe Kant în interiorul unei repetiții de gen mantre a rugăciunii care devine psalmul. Nu pe David în Kant, că e și mai limitat. De asta trebuie să și crezi, nu? Îl reții pe Platon și pe ăștia. Dar și în mod ciudat eu am văzut că nu mai merge la un moment dat. Nu înțelegi. Că e un sens cultural la Dumnezeu. Nu mai mergi în adâncime în psalm. Păi și pe aia citești Kant să relevă lucruri. Că Dumnezeu e, deci, și în veci, în veci, până la sfârșit. Adică are un lanț, o legătură cu istoria, până la urmă. Până nu se descopere, până nu vezi chiar un film pe internet cu o pădure făcut de unul care a filmat aiurea și nu se descopere deși un sens mai profund metafizic, până nu înțelegi, până nu intri în... nu înțelegi, nu poți să descoperi chiar mai teoretic. Asta e faza. Salut, video numărul 3 despre categorii. Deci vezi că citesc filosof mare și să dezleagă chiar niște lucruri, nu? Zici, chiar s-a întrebat despre început și sfârșit conceptual. Început cuvintelor tare este adevărul. Vă dați seama, ai că arată o structură nedimensională adevărului. Salut, numai bine! Video numărul 3 despre categoriile din filosofie. Salut!